Serviciul județean de ambulanță Tellerman se confruntă cu o situație destul de gravă. Din totalul celor 38 de sanitare existente în parcul auto, 29 sute de mii de kilometri parcurși. Starea tehnică este una deplorabilă, iar costurile cu reparațiile sunt destul de mari. În acest moment, parcul auto al SEAJ Tellerman are în dotare un număr de 38 de autosanitare. Dintre acestea, două sunt autosanitare de tip C, sunt autosanitarele cele mai dotate pe care își desfășoară activitatea medicii, 26 de autosanitare tip B, echipaj format din ambulanțier și asistent, și 10 autosanitare de transport de tip A. Ce ne puteți spune despre kilometrii rulați ale acestor ambulanțe? Situația în acest moment este una dramatică datorită faptului că majoritatea autosanitarilor, mai exact 29 din 38, au peste 500.000 de kilometri rulați, existând două autosanitare în cadrul substației Roșiorii de Vede, două autosanitare de tip B, care au peste 1.000.000 de kilometri, mai exact 1.072.859 de kilometri, respectiv 1.225.993 de kilometri. Uitându-ne puțin mai jos pe situație, observăm că la Videle avem o autosanitară tot de tip B cu 963.326 de kilometri la bord. La Deparați, un punct înaintat la Schela, autosanitară are 945.240 de kilometri. La Alexandria, două autosanitare cu 891.000, respectiv 885 de kilometri, și astfel până la 29 de ambulanțe, 700 și ceva de mii de kilometri, 600 și ceva de mii de kilometri. Deci situația este una cât se poate de neplăcut în care ne aflăm. Având în vedere că majoritatea ambulanțelor care sunt în Tellerman au sosit la serviciu undeva prin anii 2007-2008, care sunt costurile cu reparațiile? Într-adevăr, majoritatea ambulanțelor, în proporție de 80-85%, au intrat în dotarea noastră în anii 2007-2008, adică au o vechime de 10-11 ani. Costurile cu reparațiile sunt foarte mari. Am o situație statistică și vă pot spune că costul de service pe vehicul pe an este undeva la 18.565.000, iar aceste autosanitare au un număr mediu de intrări în service de 6 pe an. Costurile cu anvelope și uleiuri plus asigurări în jur de 7.000 de lei pe vehicul pe an. Iar ceea ce atrage atenția, în anul 2017 și primele 10 luni din anul 2018, un număr de 10 autosanitare au necesitat înlocuirea motoarelor, la costuri evident foarte mari. Aceste probleme duc la întârziere ale ambulanțierilor la intervenții. Ne sucăm foarte greu, majoritatea au peste 800-900.000 de kilometri, câteva au depășit chiar 1.000.000 de kilometri, defecțiunile sunt frecvente, zilnic câte 3-4 mașini e nevoie de reparații. Acum se apropie sezonul rece. S-a întâmplat ca vreo ambulanță să se oprească în trafic? Da, da. Am avut probleme cu mașini blocate din cauza motoarelor, din cauza, eu știu, cutiile de viteze. Au fost și situații în care mașinile s-au oprit pur și simplu în trafic când se merge la intervenții, susțin șoferii. Cum vă descurcați cu ambulanțele care, am înțeles, că au sute de kilometri parcurși? Mai greu, pentru că mașina, cum știe toată lumea, trebuie să corespundă de orice punct de vedere și partea tehnică. Suferim toți, pentru că se duce foarte des în service, piese vin greu, bugetar bani avem cât ne dă. În rest, ce să vă spunem, unele corespund, unele, sincer, nu prea corespund. Din cauza asta sunt întârzieri în momentul în care trebuie să vă duceți la o urgență? Bineînțeles, în anumite situații trebuie să folosești girofarele care le aveam în dotare și sirenele, dar dacă nu e sigur pe mașină, amortizorul nu ține, face, nu te duci la viteza cu care ar trebui să mergi.
și mergem mai prudent să putem să ajungem în viață cu mașina, cu echipajul, cu pacientul. Vi s-a întâmplat să se oprească în timp ce mergeați la urgență? De mai multe ori, nu numai odată. Și ce ați făcut? Altă dată am remediat la momentul oportun atunci. Unde nu s-a putut, am chemat alt echipaj în ajutor, tehnicul, apoi am mers la service cu platformă, remorcați, cum s-a putut la momentul respectiv. Aceste probleme îi afectează și pe asistenții de pe ambulanță. Asistențe și în principal echipajele care deservesc pe mașinile B, C, au unele probleme în legătură cu timpii de ajungere la caz, deoarece se defectează de multe ori și sunt mașini învechite, implicând în același timp și în condițiile meteo, timpii de ajungere la casă pot mări. Dar în principal datorită stării tehnice a mașinilor. După cât cunoașteți, mașini de la 500.000 în sus de kilometri. Mașina la 500.000 normal trebuia casată și mutată în compartimentul de transport declasificată din categoria B în categoria ori nu putem să facem deocamdată acest lucru decât să le reparăm și să încercăm să ajungem la pacient. Asta e cea mai mare greutate, în special, acum v-am spus, datorită condițiilor meteo, timpii de ajungere la casă s-ar putea prelungi. În rest, se descurcă, avem materiale sanitare, avem dispozitive medicale, avem absolut tot ce trebuie pe mașini, dar starea tehnică lor este, cum să vă spun, greu de examinat și greu de reparat. De exemplu, intră în servis după 2-3 zile, ies din servis, este greu cu o mașină de peste 500.000 de kilometri. Ca să fie ambulanță, să poți ajunge într-un timp foarte scurt la pacient. Ambulanțierii speră la o minune și asta pentru că s-a finalizat licitația la nivel național de achiziționare a unor sanitare noi. Prima repartizare va avea loc în luna decembrie, iar a doua în luna martie anului viitor.